O nouă ediție a simpozionului internațional Drobeta, în organizarea Muzeului Regiunii Porților de Fier, în colaborare cu instituțiile partenere, județul nostru a găzduit un eveniment cultural de amploare. La eveniment au fost prezenți președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, și prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf. Cea mai importantă instituție de cultură din județul Mehedinți, Muzeul Regiunii Porților de Fier, a fost reabilitată cu eforturi financiare din partea Consiliului Județean Mehedinți, iar anual atrage 10.000 de turiști. Președintele Aladin Georgescu, prezent la simpozionul internațional Drobeta cu tema Patrimoniul cultural și natural în simbioză, moștenirea durabilă, a vorbit despre importanța promovării culturii care ne definește și care încă perpetuează din generație în generație, întrucât acesta a pus întotdeauna accent pe istoria și identitatea județului nostru. Muzeul Regiunii Porților de Fier reprezintă, din punctul meu de vedere, cea mai importantă instituție de cultură din județ și mă bucur că, într-o oarecare măsură, mai mică sau mai mare, asta urmează să o apreciați dumneavoastră sau mehedințenii, să zic așa, a avut și Consiliul Județean Mehedinți un aport la acest nivel al instituției care vă găzduiește astăzi. Tema simpozionului dumneavoastră, din ce am lecturat și eu așa succint, este o temă generoasă și privește patrimoniul natural și cultural. Sunteți într-un loc bogat în istorie. Este unul din motivele pentru care am fost în permanență alături de Muzeul Regiunii Porților de Fier și voi fi în continuare, dar voi fi și pentru că funcția de președinte al Consiliului Județean Mehedinți îmi oferă această obligativitate și în toți acești ani am încercat să implementăm și zic eu că am reușit, unele mai ușor, altele cu greutate, pentru Muzeul Regiunii Porților de Fier. În mare parte zic că am acoperit tot ceea ce era necesar în incinta acestui muzeu și pe fonduri europene și pe fonduri de la bugetul județului. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a demonstrat că se poate face administrație în folosul cetățenilor și va continua reabilitarea obiectivelor turistice din județul nostru. Avem în perspectivă să accesăm din nou fondurile europene, astfel încât să reușim să punem în valoare și piciorul podului lui Traian, pe care recent l-am terminat de restaurat. Încercăm să facem în așa fel încât această zonă să fie foarte atractivă, pentru că județul Mehedinți are o istorie bogată, istorie care de fapt aparține poporului român. Ne mândrim cu ceea ce avem aici și cred că toți românii ar trebui să se mândrească cu obiectivele istorice, dar și culturale pe care le avem în județul nostru. Prefectul județului, Alin Isuf, un bun profesionist, a lăudat implicarea președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, în domeniul cultural și prin intermediul instituției pe care o conduce, acesta a mai transmis că va sprijini în continuare promovarea valorilor județului nostru. Cele mai importante elemente alături de cultură, de istorie, putem spune că sunt limba română, geografia și multe alte lucruri, care religia, toate acestea concură în definirea noastră ca neam, ne creează acel spirit patriotic și, de ce nu, dragostea de țară și de neam. Nu ne fie rușine ca să spunem aceste lucruri. Vreau să felicit Consiliul Județean pentru că se implică puternic la nivel de fenomen cultural în județul Mehedinți. Mai sunt două instituții de cultură în subordinea Consiliului Județean și am observat cu plăcere atunci când merg împreună cu colegii mei în localități la diverse evenimente, în special la cele culturale, observăm că totuși există o conservare a culturii, a patrimoniului cultural, a tradițiilor, a obiceiurilor și asta ne dă speranțe foarte bune. Evenimentul s-a desfășurat la pavilionul multifuncțional, reunind și de data aceasta cercetători științifici din domeniile arheologiei și istoriei pe plan național și internațional. Este mare bucurie să revenim la tradiția pe care am construit-o practic în ultimii 11 ani în cadrul secției de etnografie.
Așa a fost pauza aceea care ne-a stopat pe toți, însă suntem fericiți să revedem colegi de departe care au venit să ne comunice ce au descoperit în ultimii ani, ce au documentat și mai mare bucurie decât să avem recunoașterea colegilor din institute de cercetări, din universități, din muzeele mari ale țării și din străinătate, nu cred că avem. E dovada că suntem, Muzeul Regiunii Porților de Fier este instituție de referință în Oltenia și se numără printre cele mai bune instituții de cultură din țară. Consiliul Județean Mehedinți a oferit în ultimii ani suportul necesar desfășurării acestor evenimente, care, dincolo de caracterul științific, pot reprezenta oportunități excelente de promovare a valorilor patrimoniului cultural, aparținând Muzeului Regiunii Porților de Fier.